București, bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Vocea Regională. Așa cum nu prea sunteți obișnuiți, apărem și noi o dată pe săptămână la Vocea Regională. Alături de noi astăzi îl avem pe domnul primar Dănuț Rotaru, primarul comunei Gorban, care a venit alături de noi pentru a spune ce proiecte mai face în comună, despre zilele comunei, evenimente, a venit primăvara. Bine m-am găsit. N-ați mai fost de mult la noi de anul trecut. Da, în special despre zilele comunei, ziua comunei Dar Gorban. Dar despre ziua comunei Gorban, eu zic să discutăm mai pe final de emisiune, să începem cu proiectele care se desfășoară în comună, proiecte finalizate, proiecte implementate. Într-adevăr, a trecut ceva timp, în decembrie, s-au întâmplat multe și benefice pentru comunitatea noastră. În primul rând, am demarat lucrările pe Ordonanța 28, proiect de asfaltare 5 km de ulițe, de drumuri, cum spunem noi, în modernizare prin asfaltare în comună. Am prins un tronson scurt în satul Grabotin, un tronson ceva mai lung în satul Scoposeni, care face legătura pentru cei care se duc pe ultimul drum cu cimitirul și biserica. Am început chiar că acum câteva zile și în Gorban, un tronson. O să mergem, sper, continuăm cu Podoagiului anul ăsta. După aia ne întoarcem cu Zberoaia și iar o luăm de la capăt, pentru că oamenii să știe că la toți, în toate satele, se vor face cel puțin un kilometru, jumate, 2 kilometri de asfalt. Eu zic să afișăm și numărul de telefon, deja s-a afișat. Cine dorește să intre în legătură cu noi ne poate suna la 0332101104 pentru a adresa întrebări despre problemele pe care le au în comună, despre dacă au nevoie de un sfat de la domnul primar, de un... Și... vă spuneam, s-au început lucrările... Merg cam greu, constructorul meu zice cam greu, dar eu nu sunt omul să-i forțez. Adică neapărat dacă este un termen și n-l depășească. Mai degrabă am răbdare să facă treaba bună. Mai bine mai încet și bine decât în grabă să fie finalizat la termen și să... Drumurile astea sunt foarte periculoase. De ce? Care se fac acum pe ulițe? Pentru că ele vor fi în administrarea Consiliului Local. Dacă ele nu se fac bine... Îngrijirea lor peste ani de zile ne va costa foarte mulți bani. Și atunci trebuie să urmărim să fie perfecte acum, să respecte proiectele, chiar dacă sunt poticneli pe aici pe acolo. Noi, împreună cu dirigintul șantier, cu inginerul în construcții, cu consultantul și proiectantul, ne întâlnim, cred că aproape de două ori pe săptămână, cred că ne vedem, dar le punem la punct și mergem înainte. Alte proiecte, în afară de asfaltări, în comună? Asta e vorba de asfaltări pe ulițe. Dorim să prindem acum pe programul 2014-2020. Au venit măsurile. Fosta măsură 3.2.2, care acum cred că e 7.2, ceva de genul ăsta. Acolo avem un SF pregătit pentru încă 5 km de drumuri și două poduri. Cred că luna iunie-iulie să mergem și cu acela, pentru că acum la început cât sunt bani. Noi am pățit pe sesiunea trecută când am avut un proiect 1-2-5 și s-a declarat eligibil, dar fără bani, fără finanțare. Care acum a venit finanțarea pentru sesiunea nouă. Am fost chemați la București acum vreo 10 zile și ni s-a spus că suntem 5 comune cu măsura 1-2-5 în județul Iași, 5 comune cu măsura 3-2-2 cu drumul de interes local. Măsura 1-2-5 cu drumul de interes agricol. Este foarte, foarte binevenit acest proiect, pentru că
facem un drum asfaltat de 6 km jumate pe terenuri agricole, acolo unde este nevoie pentru dezvoltarea fermelor, microfermelor. Chiar am semnale de oameni care vor să-și facă acolo ferme. Nu mai spun că sunt foarte mulți legumicultori la noi și pe unde trece drumul respectiv curge râul Jijias, care, bine, nu mai este râu, este, acum este un canal de secare, dar este cu apă și acolo merg legumicultori și o să facă solare. Cred, sigur, toți o să facă solare, poate aia, pentru că au acces, o să aibă acces. Acest proiect este finanțat foarte repede. Care este valoarea? 1 milion de euro. Să procedăm cât mai repede la achiziția constructorului, pentru că banii trebuie cheltuiți până la 31 decembrie. Deci vă dați seama să facă și recepția. O să fie greu, avem promisiunea ministrului Constantin că o să, Daniel Constantin, că o să ceară de la Uniunea Europeană o prelungire încă de 6 luni, de la 1 ianuarie până în iunie. Cred că fără probleme o să se termine, pentru că acolo nu mai sunt. Noi la drumul local le întâmpinăm fel de fel de probleme. Ba un stâlp este mai în drum, ba un gard este ieșit mai în drum și atunci se apropie de gard. Am avut situații de genul ăsta și omul țipă, răcânește că îi dărâm gardul. Nu avem ce face, ei au ieșit cu gardul în exterior, nu s-a aliniați și na, e mai greu de lucrat pe uliță, dar în câmp acolo se lucrează ușor. Nu mai sunt motive, nu mai e nimic. Da. Proiecte pentru școli, pentru anul acesta Nu știu ce am să spun cu școlile astea. Noi, eu am o dezamăgire foarte mare. Am auzit că la noi au fost câteva naștere anul trecut. Nu știu ce o să facem peste 6 ani. Câte școli mai sunt în comună? 2 deja am primit pentru septembrie, că 2 se închid. Una se închid și grădinița, deci în satul respectiv Zberoaia nu mai este nici grădiniță școală la 3 septembrie, la 5 septembrie. Satul Podajului, numai grădiniță, să fie școală, nu. Dar mă gândesc peste 5-6 ani la câte naștere avem în comună, gândesc că o să fie singură școală în toată comuna. Ce o să meargă, o să meargă cu cei care instituționalizați, care vin în plasament, copii, și mai completează clase, dar nu știu cât sunt și de aia, cât o să mai vină. Ca să ne apucăm să facem școli, chiar nu-mi vine să mai cheltui bani. Să mai fac proiecte, pentru că ocupând proiectul pentru o școală, pierzi altul mai de interes pentru comunitate. Avem proiect pentru o grădiniță, dar vă spun, chiar nu mă trage inima să fac asta, acum mă trage inima pentru canalizare. Este proiectul pentru canalizare, dar parcă nu vine să-l dau, pentru că Apa Vital încă nu a reglementat ce face cu apa care udă oamenii în grădină, că o plătește 2 ori dacă are canal. Am discutat la fel de fel de ședințe și încă văd că nu s-o lua nicio măsură. Eu le-am spus chiar la o ședință, zic, eu singur am dat drumul la apă în solar și am uitat-o deschisă 3 nopți și am plătit 15.000 de bani în luna respectivă. Nu-mi convine că dacă am canalizare, plăteam 30.000 de bani. Nu? Nu-ți convine și nu mă trage inima să fac. O spune că până în 2020 o să fim obligați. Spune și canalizare, da, toate localitățile să ajungem la standarde europene și atunci orice comună atunci din să mă oblige, până să în 2020 trebuie să aibă canalizare, până să aibă școli, să aibă grupuri sanitare în școli, să fie condiții încât să fim la un nivel ridicat. Grupul sanitar aici la școala școala din Gura Botin, deja s-au alocat bani, am pus și din buget și noi și școala, pentru că școala are buget separat. Din bugetul local și din bugetul școlar. Da, ca să facem un grup sanitar modern, cum se spune. Pentru că până acum este ăla vechi stil turcesc. Da, și nu mai, nu știu cum ne mai dă încă autorizația de funcționare cu WC-ul ăla.
Sunt bani, e ce să fac, nu-i sunt chiar probleme așa, spun, mai minore care nu sunt necesită proiecte da. Europene. S-au alocat și... bani pentru căminul cultural, schimbăm mușul de spun din termopan. Sunt bani, timp nu prea avem. Noi avem atât de muncă, vicele primare în sene, nu mai știu cum să mă duc, eu mai iau de el câteodată, dar are foarte mult de treabă. Drumurile se pietruiesc în continuare cu piatră de la noi. Testi în pață în multe locuri. În comună e da. Un șantier în derulare da, în da, continuu. Da. Toată comuna e plină cu balastru. Acum că au fost chiar unii sărbători a comunei, acum au fost depozit de balastru și nu reușeau să-l dea de acolo. Acum toate mașinile stau și astăzi, acolo erau, că erau balastru să-l duc în altă parte, îl duc pe un șes. Unii găsește un spațiu liber, numai balastru este, toată comuna. Ei și-l duc acolo pentru că de acolo le-a și-l pune pe drumuri după proiectul lor care l-au. Dar în scurt timp vor fi finalizate aceste lucrări și atunci... Nu e problemă, eu nu-i scurt timp, nu mă gândesc să se facă. Eu sunt foarte mulțumit, sunt foarte bucuros că la 3 ani de mandat, nu speram, la 3 ani de mandat am început deja să... v-am spus de multe ori, este o frustrare foarte mare în Comuna Gorba pentru că celelalte comuni, nu spun de primar, comunele alea s-au fost mai isteți și s-au făcut ulițe asfaltate. Și tot spun, domnule, de ce poate și la noi nu se poate? Acum au început să se poată și la noi. Nu putem să facem o dată tot. Da, ușor, ușor, de la un capăt până la celălalt. La casă, nu poți să faci tot odată. Cine n-ar vrea să facă tot odată? Dacă nu ar fi bani și dacă ar fi proiecte care sigur. Și asta, cu mai mulți bani. Ordonanța 28 e pe 3 ani. Deci nu anul a fost anul trecut, 2014, 2015 și 2016. Deci în 3 ani se dă banii respectiv pentru tot așa 1 milion de euro. Și asta e la cuvent banii pentru drumurile respective. Într-adevăr, nu era. Noi avem 5 sate, suntem o comună foarte mare, adică foarte întinsă. De la un sat la altul sunt 15 km, sunt peste 45 km de ulițe. Ulițe la infinit. Sunt încă multe, foarte multe de pământ. Sunt oameni, toți vor asfalt. Dom'le, să fac cu asfalt, să pune pe ulițe care sunt mai circulate, nu poți să pui chiar pe fiecare. Dar eu cine n-ar vrea să pună fiecare uliță? Ar fi un mare succes. Dar în timp, poate... Poate, da, în timp. Poate nu anul ăsta, nu anul viitor, dar următorul mandat și anul viitor vor fi alegeri. Cu primarul la Cozmești, care el e primar de 20 de ani. Și când am fost la guvern să ne-a anunțat că ne s-au dat banii pentru... 1, 2, 5 și zice m-a dus cu ochii închiși. El știa guvern de atâția ani, 20 de ani. Știa, primar de 5 stele, cum... Da, eu am mai zis odată. Îl cunoște câinii pe ăla până la Iași sau până la București. Da, dar de atâția ani de zile, vă dați seama. Și acum i-a dat și lui un proiect, tot cu asfalt în extravilan. Are asfalt pe toate ulițele aproape, prin satele lui. Are 3 sate, 2 sate și un cătun. Dar... i-am spus că dacă mai faci și ăsta pe extravilan, ce mai stai la primărie după aia? Că ai tot făcut. Mai trage apa, n-are apă într-adevăr, mai trage apa, după aia închizi primăria, duce acasă. Da. Biecul, să schimbi biecurile și să faci, stai. Dar în timp, dacă faci odată și nu menții, se strică și atunci după aceea trebuie să-i dacă se face de calitate, vă spun eu cât se... Da, dar tot trebuie o mentenanță și... Bun, dar pentru asta nu trebuie. Nu mai trebuie prima. Păi atunci faci tot odată și mai stai în concediu de odihnă. Nu chiar mai tot odată, dar el are 20 de ani. În 20 de ani faci multe. Păi în 20 de ani e o viață de om, atunci ai timp la... Persevezi, da. După primul mandat, dacă se face și începe să se vadă, înseamnă că e alții nu reușesc poate în 5 mandate să facă. Eu am avut noroc că în mandatul trecut am fost viceprimar și am mai umblat eu pe la București, pe acolo, dar cred că dacă ești prima dată și te-ai dus prima deodată, e greu să de-abia înveți drumul spre București în primul an.
Cred că și abia înveți ce se întâmplă și cu ce se mănâncă acolo nu primăria. Nu știi cum să le faci, cum să le iei la rând. Și atunci, după un an, după primul mandat, n-ai făcut nimic. Da, da, și nu se vede nimic. Asta, stat aici, e foarte greu. Este dar posibil. Este foarte greu, cam 4 ani de zile, să faci ceva, adică mult, să mulțumești pe toată lumea. Se face, dar greu. Abia în primul an de mandat încep să le pui pe toate cap la cap și să vezi ce nevoi sunt în comunitate și cu ce nevoi se confruntă lumea de acolo și care sunt mai importante. Mulți cred că primăria dă locul de muncă, dă multe... E greu, la 60 km de oraș încerc să aduc cineva vrea să facă o discotecă, nu știu, și am zis, dom'le, dar nu vine nimeni să facă ceva, un atelier de croitorie, să... M-am luat pantaloni de undeva, că de făcut într-o comună prin județul Iași. Nu zic, la noi nu vine nimeni, nu vine tot de asta să facă ceva, că este forță de muncă la o, adică, pentru croitorie, pentru... Tot așteptăm, e departe de oraș, adevăr, na, ce să faci. Da, cu ce probleme vă confruntați cel mai mult? Acum e sezonul adiverințelor de la Apia, până acum și încă mai este... E problema lucrărilor de primăvară. La lucrările de primăvară totdeauna iese cu scântei între oameni, vecini, de cu pământurile, se trezesc încălecați unul peste altul, vin la primărie, primăria să le dea comisie, să-i pui iar în posesie, le explici că le fost puși odată cu posesie, dacă vine peste el tulburare de posesie, să adreseze altor instituții, ei vin la noi. Prima dată să fac drag. Ce să fac? Eu mă duc acolo și îi spun, băi, bă, nene, uite, te-ai dus peste nenea ăsta la întâi. Vezi că dacă te reclam așa, așa, pățăști una și alta. El zice, da, da, când plec tot acolo stă. Trebuie să adresez poliție, după aia, la instanțe. Da. Oamenii înțeleg mai greu. Adeverință la Apia, văd că decur bine doamna care le primește de la... Agenția de plăci la Răducănin spune că se derulează cu urma 9 metri foarte bine în eliberarea diferențelor. S-au făcut unele schimbări. Oamenii, unii din ei sunt ceva nemulțumiți, în special cu cei care sunt moștenitori, pentru că cel care declară trebuie să aibă, să aducă înlesnirea celorlalți moștenitori, ceva de la notariat, precum că îl lasă pe el să declare, sau să facă un contract de arendă, sunt lucruri care merg mai greu, dar cred că de la anul mai ușor. Numai să nu mai schimbi iar. Un european tot vine și mai bag câte ceva. Cam în fiecare an tot se schimbă câte ceva, mai sunt... Eu cred că e și tehnica asta ca să nu se mai declare așa mult, dar eu știu, sper să mă înșel. Aș vrea să mă înșel. Poate nu e... Da. Avem chiar astăzi am făcut și poze la niște drumuri în Podajule, unde satul Podajule, acolo cred că sunt cele mai multe ulici și au ieșit binișor. O să trebuia să mai punem ceva balastă peste ele și, sau piatră refuziciuri, iese bunișoare. Nu pot să... Oamenii trebuie să aibă măcar piatra, că poate eu m-am dus într-o noapte la un incendiu acolo, în satul ăla, și ploua. Nu a putut să intre mașina de pompieri. Vă dați seama? Au pus fotumii lungi, ne-am descurcat greu tare. Dar de la drumul care era pietruit. Și am zis că nu se poate, trebuie, că se întâmplă nenorociri și nu ai cale de acces. Nu mai spui bolnavi, care timp cât trebuie sunt să case, intre salvare, trebuie să... Da. Pentru că nu știi când plouă sau când e uscat, mergi pe câmp, dar atunci când plouă... Ei spune, doamne, că nu pui piatră, nu vrem asfalt, nu știu, domnule, lasă până la asfalt, lasă piatra, că pe piatră poate să intre și salvare, poate să intre și smut, poate să intre și pompieri. Na, chiar dacă plouă. Și în satele care am pus sunt mulțumiți. Iar unii spune, Dumnezeu, acum eu pot să trimit copilul în sandale la școală, că nu se mai mudărește, dar așa îl trimitem în 5.000 să schimba acolo, lăsa 5.000 la ușă. Da, în mare parte problemele comunei sunt cele cu asfaltările, turnările de piatră, da, da, da. Asta e o bătaie iluminatul, foarte mare.
astea sunt sunt în regulă. Curente. E o bătălie foarte mare acum cu proiectele europene. Chiar dacă mulți primari spuneau că frică să mai semneze și nu știu, domnule, trebuie să mergem înainte. Simt corect și mergem înainte. Da. Nu e nicio problemă. De ce să-ți fie frică? Atât timp cât ești corect, nu cred că dacă îți faci proiecte europene, vine cineva sigur, și sigur. Trebuie de să găsesc să iau, ceva în neregulă. Că... De asta să iau un consultant, de asta ai proiectant. Tu poți greșești, nu, e normal. Orice om poate să greșească, dar în momentul când ai consultant, până la urmă, mai consulți unul. Dom'le, cum e bine să faci? Pentru că poți să greșești fără să vrei, nu cu intenții. Dar sub alt aspect de corectitudine, dacă ești corect, nu spune problema. Deci nu mi-e frică să semnez orice. Orice semnez. Atâta timp cât mi se dă bani, Doamne ajută că semnez orice. Și să se duc acolo unde trebuie banii. Asta e principalul. Și important acum, că tot am ajuns la... Important ziua comunei. Da. Duminică pe 31, ziua comunei. Da. Și pe 1 continuați sărbătoarea pentru copii. Noi de la anul cerem, o să cer Consiliul Local să voteze, să nu se mai cheme ziua comunei, ci zilele comunei, Gorba. Și să fie două zile. Să fie două zile, pentru că și a doua zi bugetare suntem libere prin lege. Și să se facă sărbătoare și în satul Podoajului, extrema Gurei Bodelului. Sunt vociferări din partea satului Gorban. Practic de acolo, de la satul Gorban, vine denumirea Comunei Gorban. Dar dacă e ziua Comunei Gorban, așa făceam ziua satului Gorban. Dar e ziua Comunei Gorban. Comuna Gorban e și Zberoaia și Toate satele care intră în acea comună. Eu cred că toate răutățile, eu le consider niște răutăți, nu au rost. Le-am spus, chiar am spus la o domnișoară educatoare din Gorban, care învață, educ copiii la satul Scoposeni. Și o zic, de ce nu se face în Gorban? Zic, haideți să vă spun. În primul rând, ce s-a întâmplat, eu nu am dreptul să judec ce au făcut primarii dinainte. Dar căutăm, cu domnul director Manole, stăteam și ne gândeam unde putem să facem un părculeț. Nu este lăsat un loc liber. Să facem o scenă, să facem un parc pentru copii. Nu este niciun loc. Eu n-am văzut comună fără să aibă un parc în centrul comunii unde să stai pe o bancă, la umbra unui copac. E greu, nu știu. Trebuie să dau un anunț, cred că, pe postul local, să vedem, poate donează cineva un teren la stradă, la drumul național, acolo, ca să facem un parc. Nu ai unde să faci nimic acolo. Avem un șes care și așa la numai este a nostru, că putem să facem pe șesul ăla, să spunem ceva. Dar, nu știu. În schimb, i-am spus lui doamna educatoare, zic că, doamna educatoare, sunt oameni care vin din vârful dealului de la Zberoaia, din ultima casă, din Gura Botin, din Scoposeni, din ultima casă din Podajul, deci vin la poliție, la Gorban, la primărie, la Gorban, la dispensat, la Gorban, la farmacie, la dentist, la Gorban. De ce gorbănenii nu poate să vină o zi pe săptămână, pe an, pe an să se distreze la în alt sat? Nu că se cheamă el Gura Botin. Na, este, nu spun, că poate acolo un 1% am avut și eu îi la mine în sat. Dar nu-i numai asta. Era un loc bun, un par bun și acolo se adună trei sate. Acolo ați găsit locul. Se adună trei sate, da. Și după aceea facem și Podajul. Unii vin două sați, vii Gorbanu și Podajul. Dar trebuie să ne acceptăm că satele comunei Gorban suntem o familie. Eu așa consider. Avem echipă de fotbal la Scoposeni. Și m-a încertat cu, să spunem, antrenor care răspunde de echipă. I-am dus la satul Rășești să joace fotbal duminica trecută și că el vrea să cheme cu echipa de fotbal Scoposeni sau Avântul Scoposeni, ceva de genul ăsta. Zic, măi, de ce Gorban? Să cheme echipa cu unui Gorban. De ce să cheme așa? Că satul Gorban, că nu are un jucător. Am stat și m-am gândit după aia, spune, zic că a dreptate, totuși în Gorba nu este un jucător de fotbal.
până la urmă îi lași cum vorii, da, să-și facă echipa și noi să-i ajutăm. Și ce pregătiți de zilele, ziua Comunei Gorban, sau zilele, deja că sărbătoriți și pe 31 și pe 1, mai faceți concursul de plăcinte care a fost anul trecut? Concursul de plăcinte n-am mai făcut, dar plăcintele există. Deci plăcintele există, toată lumea le găsește acolo? Există acolo și toată lumea o să le găsească acolo. Sau copcireșele? Sunt din ele coapte, nu toate, dar din ele sunt coapte. O să fie, da. Ca am făcut o promovare, cred eu, bună pentru această zi a comunei. Secretara primăriei a fost acum două zile pe la prefectură și a fost apostrofată de anumite doamne de acolo că nu le-a dus invitații, că au auzit că se face frumos la Gorban și avem invitați de marcă. Eu salut pe cei care o să vină invitați cântăreții, pentru că vreau să mă mândresc cu ei. Eu am discutat la telefon cu domnul cu Raul, să-i spun că el are alt nume, dar spune că el nu a cântat niciodată și că e o provocare pentru el. Așa a spus, că n-a fost niciodată la Iași și că e o provocare. Probabil și de asta a venit și mai devreme. A venit cu două zile înainte ca să aibă timp să respire aerul de Iași, să facă o plimbare prin Iași. Apoi eu să-l invit și la Gorman mai devreme. Poate să-l duc un pic, să-l prind în comun, să vadă cum arată sate din Moldova totuși. Să-și facă o idee, poate le regăsești în, acolo la București, la Muzeul Satului. După aceea este Ioan Palade, care deja era al doilea an când vine. Cred că am stabilit o legătură deja cu el. Nadia, care vine în al doilea an. Nadia, ce se întâmplă? Când am candidat la primărie, am avut spectacolul undeva pe un șes la moară, noi spuneam, și cânta pe platformă de mașină. Așa au venit o ploaie și a cântat pe ploaie acolo și am spus, dacă ești primar, te chem în fiecare an. Și ați făcut așa? Și da, m-am respectat, în fiecare an vine, da. Vine cu drag, ea încă spune, la fiecare an îi promit, zic, ca să te chem și între zilele comune, dar nu mai reușesc. Da, la alt eveniment sau pur și simplu eu zic că vine cu drag la noi. Da. E o relație, cred că, de prietenie de acum. Ceilalți cântăreți au mai fost. Ștefan Diaconița, a fost și el anul trecut. Cred că o aduc pe domnișoara Romila de la Răducănien, pentru că ne promovăm și să promovăm și talentele de acolo, din zonă. Din zonă. Da. Da, da. Mai este o doamna Cărăuță, care este de la noi din sat, care o să cânte câteva melodii. Mihai Ciobanu, care Mihai va Ciobanu, la... nu mai spun, a fost la Buhotin, am stabilit acolo cu el, de la noi Elia Moș, am înțeles. Este în zonă, deci, este foarte binevenit, un artist foarte bun. Da, și spectacol, muzică de fanfara o să calitate. Cânte și aia vă 4 ore. De la cât va începe programul? De dimineață? Fanfara o să fie de la 11 până la 3. După aceea începe programul normal de vedete care cântă. Până la ora 22, după 22 o să fie muzică din asta, de joc, care oamenii care vor să mai stea să joace, se poate juca până pe la 24. Aud pe la multe primării să poată artificiile, sunt cam scumpi, am înțeles că sunt la 6.000 de lei care noi ne-am permis banii respectivi. Așa e, sunt mai scumpe, așa cum mai bine decât să dați bani pe artificii, ați dat bani pe interpreți de marcă pentru a... Eu cred că sunt apreciați toți pe unde m-am dus să pun afișe, să dau invitații, toți oameni, da, zice, se merită. Înseamnă că o să fie foarte multă lume. Anul trecut... Nu a fost și anul trecut, sper să de la an la an să... A câta ediție a zilei comunei? E a treia. A treia ediție, da. Până din primul mandat a fost prima ediție a zilei comunei. Până ați intrat primar, n-au fost... Nu s-a sărbătorit, nu știu,
dar cred că în multe comuni nu se sărbătorea. Erau sunt puțini. Încă și acum care am nu văzut, sărbătoresc. Da, da, că sunt care nici nu au. Sunt care au, da, 20 ediții am văzut. Dar toate au un început. Și întotdeauna începutul e mai timid. Un început și o mai continuitate. Mai înveți de la an la an ce să mai faci nou, ce să mai... pentru la anul o să fie o surpriză, am de gând să fac ceva nou acolo, dar și dincolo să fac scenă la poda Jiului și tot un parc frumos. Adică astea proiecte pe viitor aveți? Sunt, da, sunt, trebuie făcute. Oamenii în afară de... Știți, dacă lăsăm satul așa, pleacă toți. Ei și așa, v-am spus, în nas foarte puțin, mor foarte mulți și o să rămân sate de pustii. Ei, dacă nu facem ceva să atragem tineretul să vină înapoi la țară, n-avem șanse să rezistăm. Da. Sunt deja case multe părăsite, case de râmă. Și dacă ai acolo de toate în comun, omul parcă altfel vine. Chiar dacă e munca mai brută, mai grea la țară. Da? Dar e aerul mai curat și trăiești mai sănătos decât în aglomerație, asta în praf. Asta trebuie praf, să înțeleagă, pentru că te-ai dus în grădină, mănânci fructul tău, mănânci leguma ta și nu mai spun. La noi e aerul curat acolo. Probabil unde trecem dealurile astea mari, cum îi spunem noi, doi lei de la Bazga de aici, coborâm în partea elantă. Cei care vin pentru prima dată spun, dom'le, este un aer care, zice, mă deranjează. E învățat cu un aer mai slab, nu e aer mai tare. Nu și e poluat. Un aer curat. Spăduri multe, poate, da. Da. Deci ne vedem duminică la Ziua Comunei Gorban cu interpreze marcă, cu petrecere frumoasă pentru cetățenii comunei și transmisă, bineînțeles, în direct pe Telemoldova Plus. Asta este un începând un cu orele 15, da. va fi transmisă în direct pe Telemoldova Plus pentru cei care nu pot să ajungă în parc, măcar să se uite la televizor. Și atunci o să vrea, vor nu vor, o să iese din casă. Să știți că am dus invitații și zice, posibil să nu pot să vin, dar mă uit la televizor, sigur. Anul trecut tot, da, a fost transmis în direct. Cum au fost, da, ecourile? Ce au spus? Foarte, foarte, foarte bune. Avut eu deja feedback, a doua duminică m-am dus Răducăneni, pe unde mă duceam, am văzut la televizor frumoase sărbătoare. Da, o transmis în direct întotdeauna și cu neprevăzute. Se poate întâmpla și neprevăzute mai rele, că am avut unul care s-a urcat camere pe scenă. Și o trebuie să-l iau din gât, să-l dau de acolo și... Se mai întâmplă, lumea se distrează, se simțea bine, se... Da. Ei, anul ăsta m-a dus și jandarmi, am făcut adrese și vin și jandarmi și poliție și... oamenii cu tulburielul în cap. Anul ăsta e mai... e făcut tot ca la carte, mai... Mai bine, bă, de ce spun? De la an la an, învățăm, dar sigur. Bine. Să nu se întâmple neprevăzute. Da, noi vă mulțumim pentru prezența în studio, ne vedem duminică. Neapărat. Și... dragi gorbăneni, și numai gorbăneni, din Răducăneni, din Comuna Răducăneni, din Comuna Grozești, din Comuna Moșna, Cozmești, vă invităm la o sărbătoare foarte frumoasă a Comunei Gorban, care o să o aveți amintire un an de zile. După aceea, să doriți la anul să reveniți. Un mesaj foarte frumos pentru cetățeni și sunt sigură că vor fi acolo prezenți alături de dumneavoastră. Așteptăm. Și cu de toate așteptăm. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi frumoasă în continuare. La revedere! La revedere!